Dinamo 90 sau Steaua 86? Spuneți repede, care echipă a fost mai valoroasă? Din punctul meu de vedere, Dinamo 90. Și am să vă spun de ce. Ia spuneți. O să atrageți multe... Nu. Am să vă spun multe voci care o să mă contrazică. Nu. Vorbesc de echipă, nu de rezultate. Deci, ca să fie foarte clar, rezultatul prim, cel mai bun din istoria fotbalului românesc, este cel din 1984, când Dinamo s-a calificat în semifinalele Cupei Campionilor Europeni, Champions League de astăzi. Învingând și pe Hamburg, nu mai votează. Nu. Dar mai ducem în discuție și ce a spus Cornel Dinu acolo? Nu, Dinu e mai pamfletar, e treaba lui, îl răspunde, nu mă interesează ce a spus, adică știu ce a spus, știu ce am răspuns și cu asta am pus punct probleme respective, dar atunci echipa era cea care era. Steaua 1986, în care dacă dumneavoastră veți cerceta mai adânc, veți vedea că am fost un pic pe lângă ei. Și atât, mi-aduc aminte când ne-am întors din Spania, am fost și în cabine și peste tot, Mircea Angelescu, Dumnezeu să-l ierte, când mă vede, zice, asta nu mai înțeleg nimic. Păi ce cauți tu că ești din Amor? Și am spus, nu. Când e vorba de fotbalul românesc și poți să aduci o mică contribuție, ți-o aduci. Și mi-am adus-o. Că unii mai recunosc, că acum puteți să-l întrebați în pe ce Cristi. Ce fel v-ați adus-o? Nu știu, întrebați-l pe Cristi Gasu, de exemplu, care el era președinte atunci, și dacă n-a avut o conlucrare, pe 50 de milimetri, bună cu mine, înseamnă că vorbesc gratuită. Dar nu mă o spun, atât. Și atunci eu cunosc echipa, a avut și un culoar bun, a avut și tot ceea ce îi trebuia, încredere, a câștigat. Ca echipă construită, Dinamo a construit-o din 1985-86 până în 90, o echipă realmente autentic deosebită. Dacă n-ar fi fost fenomenul perturbator al Revoluției care s-a extins și noi eram calificați în semifinala Cupei Cuperilor, când am pierdut aici cu Anderlecht, în condiții în care unii ne înjurau, alții ne desfințau și așa mai departe, greu am readunat echipa, echipa era. Ca dovadă, în primăvara anului 1990, cu Mircea Lucescu și cu cine conducea, era pe la conducerea Ministerului atunci, reușisem să facem o societate mixtă, se numea Dinarom, Dinamo România, împreună cu italienii, nu mai dau numele și lor, cine știe acum să nașc alte comentarii, așa, care spunea, îl cumpărăm pe Răducioiul la Bari, cum l-au și cumpărat pe 3 milioane de dolari, cu condiția ca aceasta să fie contribuția echipei Dinamo la capitalul social. A doua condiție, mai punem și noi 3 milioane și avem 6 milioane în capitalul social al lui Dinarom. A pus însă 3 condiții. Care au fost nu acele? Pleacă niciun jucător din actualul lot care era de 24. Nici unul. A doua, Lucescu rămâne minim 3 ani conducător, că știe echipa să o construiască, să o duc mai departe. Și eu cu Ianici, a cui spui numele, să fim copreședinți ca să nu fie discuție că românii au încălecat pe italieni sau viceversa. Lucruri care nu s-au întâmplat. Nu s-au întâmplat pentru că documentele sunt la mine acasă și acum. Sunt și notariate. Și când s-au întors de la Teleze, au venit fără niciun jucător. Cum a fost posibil în 1990 la Teleze, când Dinamo avea 10 jucători în lot, care au jucat, au intrat toți în teren, așa? Mircea Lucescu să nu fie invitat în acea delegație și să ducă pe cont propriu. Terminându-se cu Dinamo atunci, că au plecat care cum, ca frunza, ca iarba, Mircea Lucescu și-a ales turnul înclinat de la Pisa. Și-a plecat acolo și a zis la revedere pentru respectul care nu i s-a dat și trebuia să i se dea și pentru nerespectarea ceea ce convenisem, s-a terminat. Dinamo atunci spunea chiar italienii, dacă vom face asta și veți respecta ce am convenit, Dinamo va fi real de est. Și era. Pentru că de-aia v-am spus, ca lot, ca viziune, așa o pun. Ca rezultate, nu putem niciodată pune la îndoială. Că cine a fost persoana care și-a dat acordul pentru acele transferuri, pentru acele plecări? Păi cine conducea echipa atunci? Vasile Ianul? Păi altcine a fost?